Salutare! Dacă ești antreprenor, om de marketing, consultant sau freelancer și vrei să înveți mai multe despre vânzări, urmărește acest material până la final. Sunt absolut sigur că informațiile prezentate aici o să te ajute pe tine în această direcție. Și nu uita să te abonezi la canalul nostru pentru a afla primul noile materiale care le-am pregătit pentru tine. Ia să-mi spui, Cosmin, dacă se vede? Da, da, se vede, l-am pus pe ecran mare, noi suntem mici în colț. Perfect. Bun. Dragilor, eu o să-mi țin prezentarea, având în vedere că prin sistemul de aici eu nu vă văd, deci n-am de unde să știu nici ce-mi comunicați. Deci o să aveți așa răbdare cu mine până termin prezentarea. Subiectul prezentării este legat de întrebările care sunt în mintea clientului în momentul în care vrea să cumpere ceva. Și l-am structurat în două subiecte majore. Unul, care sunt întrebările din mintea clientului, și cel de-al doilea, cum facem să-și răspundă singur da la întrebările respective, astfel încât să cumpere de la tine. Acum, aici de la Estinalul Cosmin, că am o scurtă prezentare despre mine, ce trebuie să știți voi este că eu sunt nou în comunitatea asta voastră, vânzătorilor online. Practic, eu am o experiență de 30 de ani de muncă în vânzări face-to-face. 30 de ani în care am vândut, am fost director de vânzări, director de marketing, director comercial, consultant. 30 de ani în care am și avut în subordine câteva sute de vânzători și am și instruit peste 20.000 de vânzători, în care mi-am dezvoltat propriile mele companii și în care am consiliat aproximativ 300 de companii cum să-și dezvolte vânzările. Dar, repet, toate despre vânzările față în față sau vânzările prin telefon. Nu am experiență în vânzarea online. Însă, dacă comparăm cele două domenii, vânzarea face-to-face și vânzarea online, o să vedem că dinamica procesului de vânzare este diferită, dar psihologia clientului este aceeași, este aceeași persoană care cumpără. Bogdan, te rog. Acolo la prezentarea ta, te rog, hide, să dispară acea notificare despre... Așa, bun. Gata. Your screen, close message. Acum se mai vede? Gata, e ok. Acum se vede bine, da? Da, da. Bun, așa. Ca urmare, o să găsiți în cadrul prezentării o groază de idei legate de vânzare pe care le puteți folosi în vânzarea online. Acum, ce și cum vei folosi în afacerea ta este decizia ta, pentru că specialist în online ești tu. Eu doar am să-ți șeruiesc aceleși lucruri care merg foarte bine în vânzarea face-to-face, care influențează bine psihologia clientului și care cred eu că pot fi folosite. Ca urmare, ceea ce îți spun, întreabă-te în continuu cum aș putea eu să folosesc lucrul ăsta în vânzarea online. Bun, dragilor, și o să luăm primul subiect al prezentării noastre de astăzi, și anume, care sunt întrebările din mintea clientului în momentul în care este gata să cumpere un produs. Sunt patru întrebări majore. 1. Îmi place. 2. Am încredere. 3. Am nevoie. 4. Îmi permit. Aceste patru întrebări stau tot timpul în mintea clientului, indiferent ce cumpără, dragilor, de la o carte de pe net până la o clădire sau până la orice altceva vreți voi. Îmi place, am încredere, am nevoie, îmi permit. Toate întrebările astea sunt legate în mintea clientului de marfa pe care urmează să o cumpere, de vânzătorul care vinde marfa și de procesul de achiziție. Deci, îmi place, am încredere, am nevoie, îmi permit versus marfă versus vânzător versus proces. Practic, dacă o punem într-o formă organizată, în mintea noastră, când cumpărăm ceva, este tabelul ăsta pe care îl vedeți aici.
Și anume, pe coloană avem îmi place, am încredere, am nevoie, îmi permit. Pe linie avem marfa cu toate caracteristicile ei, beneficiile pe care îi le aduce, modul cum este prezentată, informațiile pe care le primește despre ea. Avem vânzătorul, pentru cel care cumpără este foarte important dacă îi place vânzătorul, dacă are încredere în vânzător, dacă are nevoie de vânzătorul respectiv sau dacă își permite să lucreze cu vânzătorul respectiv. În cazul online-ului se referă la site, se referă la companie, se referă la reprezentanți. Și dacă aici aveți o întrebare în cap, cum adică am nevoie sau îmi permit site-ul respectiv, pe haideți să vedem câtă lume intră pe IMAG. Se uită la prețurile, se uită la produse, așa cum sunt descrise și promovate pe IMAG, după care se duc să vadă cine vinde pe IMAG produsul respectiv și intră pe site-ul companiei respective. Pentru că mintea lui spune, mă, n-am nevoie de IMAG ca să cumpăr produsul ăsta, uite că am găsit site-ul producătorului, nu îmi permit să-l cumpăr pe IMAG cu 200 de lei mai scump decât pe site-ul producătorului. Și nivelul 3 își pune aceleași întrebări, aceleași 4 întrebări legate de procesul de cumpărare. Îmi place procesul la care sunt supus în momentul în care caut un produs. Îmi place modul cum se face, cum pot să fac comanda, îmi place, am încredere, am nevoie de sistemul de plată pe care mi-l propun ei, am încredere în sistemul de livrare. Uitați-vă că dacă au nevoie sau încredere în procesul de livrare, asta este unul din motivele pentru care multe din magazinele online au început să facă un pas în spate, să livreze la sediul lor. Pentru că există în multe situații o mare neîncredere sau clientul percepe că nu are nevoie de serviciile unei companii de livrări, se poate duce el să-și ridice singur marfa. Și bineînțeles, legat de returnare. Dacă clientul își răspunde da în toate pătrățelele astea pe care le vedeți aici, cumpără. Dacă are multe nu-uri în pătrățelele astea, nu mai cumpără. Poate nu renunță la produs, dar poate să renunțe la site-ul nostru. Ca urmare, ideea este să-l facem să răspundă da la cât mai multe întrebări din acest tabel. Și o să dau câteva exemple. În momentul în care v-ați înscris astăzi, în dimineața asta, la seminarul ăsta, sau când v-ați înscris ieri, v-ați pus exact aceleași întrebări. Îmi place? Îmi place de Cosmin, îmi place de Bogdan, îmi place de Călin, îmi place de Adrian, îmi place cum este făcut site-ul, îmi place cum funcționează sistemul. Am încredere? Am încredere în Cosmin, am încredere în GoMag, am încredere în site-ul ăsta să-mi pun eu datele acolo? Am nevoie de seminarul ăsta? Am nevoie eu neapărat de Cosmin să-mi... De aceste informații nu le găsesc cumva gratis și deja filmate și le ascult când vreau eu direct pe net? Îmi permit webinarul ăsta? Da? Îmi permit webinarul ăsta, pentru că chiar dacă el este gratis, unu, plătim cu o adresă de e-mail când ne scriem, îmi permit să-mi dau adresa de e-mail oricui și îl mai plătim cu timp. Și îl mai plătim numai cu timpul ca durată, cât îl plătim și cu timpul ca moment. Este ora 9 dimineața, avem business-uri, va trebui să lăsăm niște business-uri deoparte ca să urmărim webinarul. Lăsăm business-ul deoparte, în mintea noastră, înseamnă că poate să existe niște pierdere acolo. Îmi permit să las business-ul deoparte ca să intru în acest webinar în dimineața asta? Exact același proces, dacă stați să vă gândiți, s-a întâmplat în mintea noastră când ne-am înscris la webinarul de azi. Același proces se întâmplă, dacă vreți ca alt exemplu, dacă vă gândiți să cumpărați cartea lui Cosmin. Întrebările, dragilor, sunt aceleași. Îmi place cum arată cartea asta? Am încredere că în ea există suficientă informație sau că există informația de care am eu nevoie ca să-mi dezvolt site-ul? Chiar am nevoie de informația asta? Nu o găsesc eu cumva gratis online? Sau am nevoie de ea prin prisma, mă apuc eu mâine să-mi fac magazin online?
Dacă da, am nevoie. Dacă nu, nu am nevoie. Am nevoie de ce scrie acolo. Nu cumva eu știu deja mare cam ce trebuie făcut, de ce aș mai avea nevoie să mai îmi spună Cosmin câte ceva? Îmi permit să dau cei 47 de lei pe ea? Dacă da, o cumpăr. Dacă am multe numuri în ecuația asta, nu o cumpăr. Acum, ce și cum voi folosi, ce puteți voi face sau cum puteți folosi treaba asta în afacerea voastră? Pe cât de simplu, pe atât de greu. Și anume, vă recomand să vă luați tabelul ăsta, o să-l găsiți la Cosmin după ce terminăm, să vi-l downloadați, să vi-l luați de la el. Și vă recomand din tot sufletul să luați fiecare pagină și fiecare produs din ceea ce vindeți voi online și să vă răspundeți la întrebările respective. Cum pot eu să fac să-i placă clientului mai mult produsul meu? Cum pot eu să fac să-i placă clientului mai mult site-ul meu? Cum pot eu să-i fac să-i placă clientului meu mai mult procesul? Cum fac eu să aibă clientul mai multă încredere în marfă? Cum fac eu să aibă clientul mai multă încredere în mine? Cum fac eu să aibă clientul mai multă încredere în procesul meu de vânzare? Cum îi demonstrez eu clientului că are nevoie de marfă? Cum îi demonstrez clientului că are nevoie de mine, că eu sunt cel care îl pot ajuta să vândă mai mult sau să-și îndeplinească dorința, scuzați, când își cumpără un produs? Și cum îi demonstrez eu clientului că procesul pe care îl recomand are nevoie de el, că este mai bine să folosească un sistem de plată online decât să plătească cash la livrare sau mai știu eu ce alte proceduri sunt acolo pe care voi le cunoașteți mult mai bine cam. Cum îi demonstrez eu clientului că își poate permite prețul sau efortul pe care îl solicit? Și asta înseamnă să luăm fiecare produs în parte, fiecare pagina site-ului în parte și să le verificăm. Dacă vrem să facem lucrurile și mai bine, vă recomand și vouă ce le recomand tuturor clienților și ce îi ajut să facă, alegeți câteva zeci din clienții țintă ai voștri și discutați cu ei pe fiecare capitol în parte. Ce îți place, ce nu-ți place la marfa pe care ți-am oferit-o? Ce îți place, ce nu-ți place la firma mea, la site-ul meu, la compania mea? Ce îți place și ce nu-ți place în procesul de cumpărare? Și îți notezi tot ce au spus, revin înapoi asupra site-ului și îmbunătățești. Dragilor, cei mai buni consultanți în businessul nostru sunt clienții noștri. De la ei aflăm cele mai multe lucruri. Din păcate, pe cât este de clar, pe cât este de ușor, pe cât este de evident acest lucru, că cei mai buni consultanți sunt clienții noștri, din experiența pe care o am cu câteva sute de companii cu care lucrez, pe atât de rar companiile și vânzătorii se apucă să-și întrebe clienții. De cele mai multe ori ai senzația că tot ce și-au dorit a fost să le vândă ceva și că au scăpat. Bine că am scăpat de asta, bine că am cumpărat. Cum facem mai departe? Acum, o mică pauză. Cosmin, Da. cum fac eu să văd, n-am cum să fac să văd în același timp și comentariile sau să văd și imaginea mea și imaginea. Când ești pe screen share, nu. Nu. Bun. Ok. Atunci continuăm. Ia să-mi spui acum dacă se vede înapoi pe screen share. Da, e ok. Perfect. O să dai și full screen. Poftim? Să dai full screen eventual. N-am dat full screen? Nu am dat full screen, dar acum full screen. Gata? Da, e perfect. Bine, domnule. Bun. Deci, ce aveți de făcut? Solicitați tabelul ăsta de la Cosmin, luați pagină cu pagină, verificați site-ul, verificați produsele și discutați cu clienții. Și am să vă dau și un mic exemplu de ce înseamnă câteodată feedback-ul clienților. Acum vreo 10 ani, eram destul de la începutul perioadei de consultanță, de când am deschis firma Accelera, consultanță comercială pentru vânzări, pentru echipele de vânzări.
Am fost invitați la o licitație organizată de o companie foarte cunoscută de produse de dulciuri. Și avea un director general, un ceh, un expat, că ne-a chemat pe rând, frumos așa, pe fiecare companie de training care s-a calificat, ne-am calificat vreo patru, ne-a chemat pe toți cam la aceeași oră, ne-a șirat pe hol acolo, după care ne-a invitat înăuntru pe fiecare să-i prezentăm punctele noastre forte. Și respectiv ce aveam de gând să predăm în cadrul proiectului propus de el. Am fost invitați noi, cred că am fost a treia echipă, mi-aș fi dorit foarte mult să fim ultima. Am fost a treia, am prezentat lucrurile care erau conținute în proiectul nostru, ce urma să le predăm oamenilor, cum urma să-i verificăm ce teste să facem la mână. Și la un moment dat el m-a întrebat și îmi zice, spune-mi care este cea mai importantă caracteristică a voastră, atât mă interesează. Ei, în momentul ăla eu am blocat încercând să-mi dau seama ce răspuns aștepta el de la noi. Practic mă gândeam la ce am spus în ultimile 2-3 minute, fiindcă în mod normal unui omului îi vine ideea să te întrebe ceva bazat pe ce ai spus tu în minutele anterioare. Încercam să-mi aduc aminte exact ce am spus în ultimile 2-3 minute ca să știu exact ce să-i răspund, la ce se referă, ce i-a lansat lui întrebarea respectivă în minte. Fiind o perioadă de, lucrul ăsta mi-a luat vreo 2-3 secunde, 4 secunde, fiind o perioadă de gândire, directoarea de vânzări a companiei respective, care își dorea foarte mult să facă training cu noi, îi plăcea foarte mult felul cum lucrăm, a crezut că m-am blocat și s-a apucat să-i răspundă ea directorului ei general. Să știți că sunt cea mai flexibilă companie de training din câte am văzut vreodată. Deci am ținut să vă spun lucrul ăsta. În momentul în care omul ăla m-a întrebat și eu căutam să-mi dau seama ce să-i răspund, care să-i îl cucerească, era o groază de adjective în mintea mea. Know-how puternic, experiență extraordinară, am mai făcut training în domeniu, bla bla bla. Oricum, cuvântul flexibil nu era nici pe aproape în mintea mea. Nu mă gândisem niciodată la noi ca fiind o companie de training flexibil. Mi se părea foarte natural dacă oamenii au nevoie să schimbe programul, să-l schimbăm, dacă au nevoie să înceapă mai repede, începe mai repede, să înceapă mai târziu, să aibă mai mulți oameni în sală, mai puțini în sală, bla bla bla. În mintea mea era că orice are nevoie clientul, îl servesc. Clientul meu stă cu fața la clientul lui, eu stau cu fața la clientul meu și asigur clientului meu cele mai bune servicii, astfel încât el la rândul lui să poată să asigure cele mai bune servicii clienților lui. Am câștigat licitația respectivă mulțumită ei, mulțumită termenului flexibil. Și atunci mi-am adus aminte încă o dată că clientul este cel mai bun consultant, este cel mai capabil să-ți spună ce faci bine și ce faci rău. De multe ori clienții știu mai bine decât noi ce facem bine. Deci, repet, luați tabelul, faceți o verificare întreaga site-ului, după care cu tabelul ăsta în mână încercați să discutați cu câțiva dintre clienții voștri și notați-vă ce feedback vă dau. Bun, acum sunt câteva tactici pe care le putem folosi din vânzarea face-to-face, câteva trucuri, dacă vreți, care ne ajută să-l facem pe client să-și răspundă singur da. Și am luat 7 trucuri din vânzarea face-to-face care ne ajută. Eu o să vă spun cum funcționează și voi o să vă gândiți cum puteți să le aplicați astfel încât să vă creșteți rata de finalizare a vânzărilor pentru clienții care intră pe site-ul vostru. Primul este pre-framing. Pre-framing se numește. Și anume, oamenii văd ceea ce se așteaptă să vadă. Creierul nostru este foarte doritor să țină corpul în stare de siguranță. Ca urmare avem frică, avem anxietate, avem atenție și mai avem un fenomen în cap care se numește autoprofeție. Creierul nostru caută continuu să intuiască ce o să se întâmple, astfel încât să se poată apăra din timp. De când ați intrat pe site,
creierele voastre, într-o formă sau alta, au încercat să intuiască despre ce o să discutăm astăzi. Cum o să fie seminarul? Când am început să vorbesc, ați încercat să intuiți cum va fi prezentarea mea. Creierul continuu încearcă să intuiască. Iar după ce încearcă să intuiască și își imaginează ce va fi, va vedea lucrurile ulterior prin prisma ideilor care au venit lui în perioada de intuiție. Dacă creierul nostru își închipuie de la bun început că va fi un seminar bun, va vedea părțile bune ale seminarului. Dacă își închipuie de la bun început că va fi un webinar prost, va vedea părțile proaste ale webinarului. Așa este făcut creierul nostru. Clientul vostru, când intră pe site, din momentul în care a dat click și deschide site-ul, începe să intuiască cam ce o să găsească el pe site, dacă îi lași creierul liber. Trucul este să nu îi lași creierul liber să intuiască el ce vrea, ci să-i setezi mintea tu încă de la bun început să vadă ceea ce vrei tu să vadă. Dacă tu de la bun început îi sugerezi ce va urma în cadrul site-ului, creierul lui va vedea mai mult lucrurile pe care tu îi le sugerezi. Deci este rolul nostru, ca de la bun început, să-i setăm clientului mintea să vadă anumite lucruri care sunt în interesul nostru. O să vă dau un exemplu fizic. De obicei, eu când discut, folosesc poza asta care o vedeți acum pe ecran. Sunt sigur că unii dintre voi o știți, alții o vedeți acum pentru prima dată. Când arăt poza asta în cadrul unui training, întreb oamenii ce văd, ei îmi răspund, copiii se joacă, mătură, cort, televizor. Și la alte îi întreb, sau observă de multe ori singuri, dacă văd vreun cuvânt în poza asta. În momentul în care eu îi întreb dacă văd vreun cuvânt în poza asta, ei încep să vadă cuvântul mirror. Mai vedeți vreun cuvânt? Încep să vadă și coach pe canapea. Mai vedeți vreun cuvânt? A, uite că scrie cat pe coada pisicii. În momentul în care le spun că sunt 6 cuvinte, încep să le vadă pe toate. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că în momentul în care ei văd o poza generală, creierul lor intuiește că este doar o fotografie, nu există text în ea. Dacă n-ai intuit textul, este foarte puțin probabil să-l vadă. Din momentul în care eu le relev că există niște cuvinte în text, creierele lor încep să le vadă. Același fenomen se întâmplă și la noi pe site. În momentul în care noi îi relevăm clientului că un anumit aspect de pe site-ul nostru este interesant, creierul clientului o să înceapă să-l vadă. Că partea asta de pre-framing în cazul vostru, sugerez, voi știți mai bine decât mine, că se poate face prin header, se poate face prin storytelling, prin articole despre site și despre produse, prin punerea unui video încă de la bun început, prin articole educaționale în afara site-ului de pe care clientul să ajungă la site-ul nostru, prin introducerea din descrierea fiecărei prezentări. Și vă dădeam ca exemplu acest site, Bliss, unde exact când deschizi, înainte de a vedea altceva, sus pe banner vezi această chestie despre self-care for a cause. Și scopul lor este să-ți sugereze că ei de fapt sunt o persoană foarte bună, că se chinuie să facă foarte mult bine, că toate produsele pe care le cumperi de la ei, vezi mare doamne, conțin și o sumă de bani care va fi donată. Ca urmare, este un site pentru oameni buni, oameni de treabă, oameni care să nu se uite la preț când este vorba de a face un bine și este destinat să-i facă să se simtă generoși, cea de-a șasea nevoie psihologică a individului, nevoia de generozitate, importanță și generozitate. Ca urmare, oamenii când citesc și când își aleg produsele de aici, vor fi tot timpul sub imperiul faptului că nu face doar să-și cumpere șervețele, ci face și o faptă bună. E, când faci o faptă bună, ești generos. Când ești generos, nu te uiți așa la bani. Merge dacă șervețelele astea sunt mai scumpe cu 50 de cenți, un euro, pentru că
Este pentru o faptă bună. Asta este un exemplu de preframing făcut încă din header-ul prezentării. Bun, a doua tactică care merge, am numit-o de senzația, oamenii caută cu ochii, dar cumpără cu inima. Creează o senzație generală plăcută când este pe site-ul tău. Cu cât senzația generală este mai plăcută, cu atât este mai dispus să cumpere. Uitați-vă bine la poza asta. Ce vă inspiră? În momentul în care v-ați uitat la câinele ăsta, conform tuturor legilor firii umane, fiind vorba de un pui, se activează în mintea noastră starea de părinte protector. Totodată se activează secreția unui hormon care se numește, o să-mi aduc aminte cum, așa, un hormon de plăcere, același hormon pe care îl simțim când mângâiem animalele. Dacă site-ul tău începe cu astfel de poză, starea pe care clientul o are când este în site este mult mai bună. Ca urmare, folosiți fotografii care să-i sugereze starea de bine. Multe fotografii. Detalii de calitate înaltă. Vă arătam aici pe una din poze, am văzut pe un site, individul ăsta are la mână un ceas foarte scump. Probabil ca să ridice calitatea hainelor sau senzația referitoare la calitatea hainelor pe care ei o vând pe site. Mi-a atras atenția ceasul pentru că ceasul este mult mai scump decât hainele pe care le vând ei. Dar asocierea noastră, senzația este subliminală când vedem și atunci intră în mintea noastră că astfel de haine arată de nivelul unui ceas foarte scump. Culorile pe care le folosiți, cu cât sunt mai calde, cu atât atrag mai tare starea lui de bine. Muzică, simboluri, acolo scrie simboluri, am greșit o literă. Tot felul de simboluri. Bun. Trucul numărul 3. Limbajul, dragilor. Oamenii gândesc în cuvinte, oamenii gândesc ce citesc. Folosește pe site-ul tău expresii ferme și cuvinte numite magnetice. Și ăsta e un lucru, iarăși, care îl văd foarte des în România. Este unul din locurile unde poate să zic că mă mai pricep un pic mai bine, fiindcă de multe ori mi-ajut clienții să-și îmbunătățească site-urile, nu magazinele online, dar site-ul de prezentare al firmei. Și văd foarte des limbajul folosit este naște mai multă îndoială decât încredere. Dragilor, luați un produs oarecare. Și uitați-vă la felul cum îl descrii când îl prezinți clientului pe site. Se poate monta repede și se poate folosi ușor. Aparent nu e nicio problemă în descrierea asta, doar că se poate, este impersonal și nesigur. Se poate monta ușor, dar acel poate naște în creierul nostru un semn de întrebare. Ok, uneori și glume. Se montează singur, se poate monta, s-ar putea monta dacă nu. Dragilor, limbajul corect pentru vânzare este îl montezi repede și îl folosești ușor. Îl conține pe îl, tu îl montezi, este al tău, simte-te proprietar pe el încă de pe acum, chiar dacă nu l-ai plătit. Îl montezi, sigur îl montezi și îl folosești ușor. Este personal, este ferm și este sigur. Dacă nu credeți, faceți cum am văzut că se face foarte des în domeniul vostru pentru paginile de atragere a clientului. Faceți teste. Faceți o pagină cu textul cu texte ca în stânga, o pagină cu textul ca în dreapta, puneți-le pe amândouă online și vedeți în care aveți funnel-ul sau rata de finalizare mai mare. Și o să fiți uimiți, veți avea cu 30% rată de finalizare mai mare numai dacă schimbați exprimările impersonale și nesigure în exprimări personale și sigure. Totodată, există niște cuvinte pe care creierul nostru, așa cum i-a făcut el, niște cuvinte le folosește. Este în creier, în genetica noastră. Aparent, rațional, când vorbim despre ele, ne dăm vitej, că pe noi nu ne impresionează, asupra mea nu au efect,
Dar în realitate suntem niște sclavi a acestor cuvinte. Atât de sclavi a acestor cuvinte, că în momentul ăsta în care eu am pus slide-ul online și vorbesc cu voi, voi sunteți fascinați de cuvintele care sunt scrise acolo și aproape nici mă mai auziți ce spun. Vă stau ochii numai pe sex, vă stau ochii numai pe bani, vă stau ochii pe cheia de la încredere, vă stau ochii pe pericol. De ce? Pentru că aceste cuvinte sunt în codul nostru genetic. Cuvintele legate de sex, cuvintele legate de viciu, cuvintele legate de pericol, de putere, de prestigiu, de mistic, încredere, câștig și confort. Așa este făcut creierul nostru și nu numai în România, ci pe toată planeta asta aceste cuvinte funcționează la fel de puternic. Aceste cuvinte trebuie să apară în descrierea site-ului, în descrierea produsului. Cu cât le folosiți mai bine, cu atât rata de finalizare este mai mare. Bun, dragilor, numărul 4. Oamenii cumpără rezultatul, nu produsul. Explică-i beneficiile și rezultatele pe care le poate avea dacă folosește marca. Trebuie să vă spun că 95% din mărfurile prezentate în magazinele online sunt pure descrise în pure caracteristici. De ce? Probabil că știu explicația, multe sunt revânzări preluate de pe site-ul X, puse pe site-ul Y, dacă ăla n-a scris nimic pe site-ul X, de ce le-a scris eu pe site-ul Y? Probabil că în egală măsură sunt din cauza conflictelor între furnizor și site, poate că, nu știu, dau exemplu Imago, dar n-am nici cea mai vagă idee dacă e corect ce am de gând să spun. Imago zice, dom'le, produsul tău, Bogdane, pe site, descrie-ți-l tu. Și eu zic, băi, magazinul tău, frate, dacă vrei să vinzi, descrie-l tu. Și uite așa, clientul rămâne fără descriere. Dragilor, oamenii cumpără beneficiu. Oamenii cumpără ce vor obține de la produsul respectiv. Uitați-vă la cele două. Are un conținut bogat de microelemente și enzima Q10. Asta este o caracteristică a cremei respective. Beneficiul este tenul tău va fi strălucitor, fiind curat, sănătos. Ai să te simți minunat. Asta am de gând să fac, pentru asta cumpăr crema. Nu o cumpăr pentru microelemente și nu o cumpăr pentru Q10. Dacă aș fi specialist dermatolog, aș ști la ce folosesc lucrurile. Dar nu sunt. Sunt specialist în tenul meu și vreau să mă dau cu o cremă care să mă facă bine, să mă simt bine și să arăt bine. Ca urmare, verificați modul cum ați descris toate produsele pe site-ul vostru. Că indiferent dacă e vorba de cosmetice, cuie, depozite, clădiri, mașini, orice vindeți, substanțe chimice, trebuie să fie descrise, trebuie să le descrii sub formă de beneficii. Acum, ca să nu greșim, țineți minte că beneficiul este acel lucru care satisface o nevoie psihologică. Oamenii au 6 nevoi psihologice de bază, nici măcar nu sunt nevoi, nevoia înseamnă că poate trăi fără, astea sunt dorințe, dar în literatura de specialitate au fost numite nevoi psihologice, care sunt așa, siguranță, diversitate, creștere, relaționare, importanță și generozitate. Dacă vreți mai multe detalii, le găsiți în cartea Secretele Supervânzătorilor. Nu o să vă bat la cap cu el. Dar orice produs pe care îl vindeți, trebuie descris prin felul cum el satisface una din aceste nevoi. Dacă ne uităm la crema asta, conținutul bogat de microelemente și asta, și Q10 nu satisface niciuna. Ai să te simți minunat, satisface nevoia ta de importanță sau nevoia ta de relaționare, pentru care îți bine și relaționezi mai bine cu el. Toate produsele trebuie descrise în beneficii. Aveți nevoie și de partea tehnică? După ce am descris sus beneficiul, jos puteți să puneți toată descrierea tehnică, pentru că așa o cere legea, sau pentru că sunt și clienți care caută anumite detalii tehnice. Dar primul lucru este descrierea beneficiilor. Trucul 5. Foamea. Foamea scurtcircuitează gândirea
Și când simte foame, când simt foame, clienții cumpără mai mult. Este un truc atât de simplu și atât de rar folosit. Folosește imagini și expresii care generează foame. Ia uitați-vă voi la imaginea asta. Ce părere aveți de ea? Este foamea de succes. Imediat creierul nostru asociază carte cu hamburgerii, foame, succes, carte, hamburger. Creierul nostru nu se poate apăra de imaginea respectivă cu mâncare. Imediat cum pun imaginea asta, e adevărat, cartea nu prea o vezi, dar crusta aia de pe hamburger o vezi. Baconul din hamburger îl vezi. Conexiunea mentală rămâne. Acum unii dintre voi să ziceți, dar eu nu mănânc așa ceva, că fac sport. Foarte corect, dragilor. Evident că atunci când veți face lucrul ăsta pe site, trebuie să-l adaptezi la clientul tău țintă. Dacă eu am pus acolo hamburgerul lângă carte, este pentru că mă interesează aceia dintre dumneavoastră care nu pun mare preț pe sport, pe figuri, pe slăbit, pe nu știu ce, ghilimele. Așa, bărbați serioși, hotărâți, care bag un hamburger când le e foame, care se ridică în picioare, se duc la client, oameni gata să facă business-uri grele, gata să dea noroc cu clientul important și să îi satisfacă servicii. Dar dacă în egală măsură clientul meu ar fi cel sportiv, care nu fumează, nu bea, face sport, se trece la 5 dimineața, are o condiție fizică bună, nu mănâncă grăsimi, nu mănâncă carbohidrați, aceeași poză aș putea o pune pe niște portocale. Dacă clientul meu sunt femeile sau copiii sau oamenii foarte pofticioși, puteam să pun poza pe un tort. Voi vă cunoașteți foarte bine care e profilul de client și în funcție de asta folosește anumite poze într-un anumit context. Dar nu uita că foamea îl face să cumpere mai mult. Folosește-o, este veche decât lumea și pământul. Adaptat la clientul țintă, dar trebuie folosită. Și fiindcă vă e foame să știți mai mult, trecem la punctul următor. Și anume un exemplu. Uitați-vă pe același bliț. Ținta lor, o vedeți pe fata asta, ținta lor sunt femeile slabe, osoase, sportive, într-o stare fizică foarte bună, care nu mai știu ce să mai facă și mai vor să mai cumpere niște produse exclusiviste pentru ele, grija față de ele. Ca urmare, o astfel de femeie mănâncă înghețată, dar vedeți că nu e de aia grasă. 2. Mănâncă fructe. Ca urmare, produsele lor sunt prezentate în context de fructe. Scopul nu este acel maldăr de fructe acolo, nu are ca scop să-i spună că e de portocale. Era de ajuns să scrie că e de portocale. Are ca scop să-i creeze foame, pofta, pe care să o asocieze cu produsul. Bun, dragilor, al șaselea truc este urgența. Graba scurcircuitează gândirea, oamenii acționează mai repede ca să nu piardă ceva decât acționează ca să câștige ceva. Cu alte cuvinte, suntem niște maimuțe retardate care am face orice să nu pierdem ce avem, chiar dacă acel ceva e puțin. Dar nu prea suntem în stare să facem foarte multe lucruri ca să ne dezvoltăm. Așa e gândit creierul nostru. Ok? Bun. Însă, atenție să nu piardă ceva ce au deja. De ce vă spun lucrul ăsta? Că să nu piardă ceva ce au deja. Oamenii fac efort să nu piardă. Am uneori pe la cursuri, le fac următorul lucru și întreb. Eu o luați așa ca un experiment, dar elevă foarte bine. Să spun câte unei persoane, nu contează, băiat sau fată, bă, ia închipuieți că suntem în hipermarket, nu ne cunoaștem, ești în fața mea la coadă și scad 10 lei din buzunar. Te apleci să iei? Păi mă plec să iau, de ce să nu iau? Sunt banii mei. Bun, acum haide să reluăm scenariul și facem în felul următor. Eu te bat pe umăr și îți spun așa, uite, îți dau 10 lei să te apleci odată. Nu există așa ceva, băi, ce nesimțire, ce întrebare. Pe cum, pentru banii tăi te apleci, erau ai tăi, deci nu câștigi nimic și tot te apleci, dar ca să câștigi 10 lei nu te apleci? De ce? Păi nu, că nesimțire, că cine știe că cum se interpretează. Păi tot în poziția asta e și când iei banii tăi de jos și tot în poziția asta e și când iei banii mei de jos.
Doar că la mine când te ridici ai cu 10 lei în plus, la tine când te ridici nu ai câștigat nimic. Nu contează. E mai în glumă, mai în serios. Atenție însă, clientul este dispus să facă un efort mult mai mare să nu piardă ceva ce are deja. De ce v-am spus lucrul ăsta? Pentru că am văzut de multe ori pe site, uite cum e și la tine, Cosmin, vezi, oferta se termină în. Este corect ce spun? Da. Care ar fi scopul? Să-i fie frică că o să piardă oferta? Da. Greșit, Cosmin. Scuză-mă că-ți spun, tu ești specialistul, dar este greșit și am să spun de ce. N-are nimic până la momentul ăsta. Dăm ceva ca să-l am și în momentul în care o să am ceva, o să-mi fie frică că-l pierd. Dar acum ați întrebat. De multe ori nu funcționează pentru că încă nu mi-ai dat nimic. N-am ce să pierd. Ce am avut și ce am pierdut? Să se termine oferta. N-am avut nimic până acum. Am făcut teste. Au fost, evident că au fost mai bune decât fără termen limită. Dar da. Acum poți să încerci un nou val de teste în care de cum intru pe site, îmi spui așa. Uite, scrie aici la tine undeva cu livrarea în patru, livrarea gratis. Da. Dar scrie și sus. Chiar bun venit pe site. Aveți livrarea gratis până la terminarea ofertei. După terminarea ofertei, nu mai beneficiați de livrare gratis. Adică ce sugerez este să-mi atragi atenția că mi-ai dat livrarea gratis. Mi-o dai din prima, livrarea e gratis pentru tine. Acum creierul meu se gândește, ba, am o livrare gratis. Perfect, vreau și cartea. Și de frică că pierd livrarea gratis, acționez pe timerul tău. Dacă nu, jumate-jumate. Poate mă grăbesc, poate nu mă grăbesc, dar de pierdut n-am pierdut nimic pentru că cum am intrat pe site, așa plec de pe site. Păi, hai să spun, am făcut mai multe teste, acum facem o paranteză, dar cred că e important pentru public. Facem o mulțime de teste periodic pentru această carte, pentru această vânzare și pentru mai multe și pentru clienți, în fine. Strict aici, unul din ce mă amintesc, cu timerul într-adevăr funcționează mai bine, dar spuneai înainte de abordare personală cât de mult contează și vreau să-ți dau dreptate pentru că era un mesaj acolo, comandă cartea cu transport gratuit și un alt test, comandă cartea și primești transport gratuit. Când a pus cuvântul primești, s-au schimbat lucrurile. Doar am adăugat cuvântul primești. Comandă cartea ta și primești transport gratuit. Ia mai pe un test. Hai că facem un test, mulțumesc. Deci, cu cât personalizați, am spus vocabularul personalizat, personalizează mesajul și sigur. Aici ce sugerez este să-mi dai ceva, să-i dai clientului ceva de cum intră. Bună ziua, domnul Bogdan, bun venit pe site și pentru faptul că ne-ați vizitat, aveți livrare gratuită la orice veți cumpăra. Atenție! Această livrare gratuită este valabilă numai pe durata ofertei de mai sus sau counterului sau nu știu, voi știți mai bine cum sunt exprimările. Și în momentul ăsta mă trezesc că am în mână o livrare pe care nu vreau să o pierd, 10 lei. Mă plec după ei. Da, e important să fie textul scurt pentru că pe mobile se duce deja în 2-3 rânduri și dacă un mesaj marketing specialiști, ocupă specialiști, cum îl scrieți, să fie scurt și de înțeles. Ce vă spun eu este dă-i ceva de când intră pe site, pentru că atunci va fi conștient că va pierde ce a primit de la tine. Dacă nu are nimic, n-are la fel de mari motive să se grăbească. Ok? Trebuie să-i dau ceva ca să aibă ce să piardă. Bun, dragilor, și cel de-al șaptelea și ultimul, probabil că cel mai important factor în vânzarea online, după părerea mea, nu de specialist în vânzare online, care este foarte mic, ci de semi-specialist în cumpărarea online și de soț de doamnă specialistă care aseară când a auzit despre ce-i subiectul meu, s-a auzit mai bine mă lăsai pe mine să vorbesc cu ei mâine. Doamna mea care este o mare cumpărătoare online, care cunoaște toți livranții de prin zonă, care o cunosc toți curierii, cu marfă, pentru că noi cumpărăm foarte multe lucruri din online și care mi-a și confirmat că și după părerea ei este același lucru și anume, dragilor, siguranță. Oamenii sunt dispuși să facă orice tâmpenie cât timp se simt în siguranță.
Amplifică-i siguranța când este pe site-ul tău. Ce unelte avem? Informații complete și multe. Mor când intru pe un site, vreau să cumpăr o bandă de LED luminos pentru cameră și nu găsesc caracteristicile tehnice nicăieri sau am 5 benzi cu LED-uri înșirate, la prima scrie câți bați are, la a doua scrie câți bați are, la a treia nu mai scrie câți bați are. Și la niciuna nu scrie decât trebuie să fie transformatorul. Nu cumpăr, prețurile foarte bune. Fotografii HD, dragilor. Uitați-vă la site-urile foarte mari. Ce poze extraordinar de bune au. De ce? Pentru că cu cât poza este mai bună, cu atât încrederea mea este mai mare, a mea și a oricărui privitor pe site. Și dacă cumva crezi că produsul tău nu este grozav de bun și nu merită sau vrei să ascunzi defectele prin poză, mai bine le lași să se vadă, pentru că oricum o poză slabă, o poză proastă, generează neîncredere mai mare decât dacă vede niște defecte. Filme HD și poze HD. Garanțiile cât mai mari. Tesla a supraviețuit suficient de mult ca astăzi să devină cea mai mare companie din punct de vedere al valorii la bursă, prin ce? 8 ani garanție la baterii și tren de rulare. S-a uitat câți ani dă Tesla, Toyota garanție și a zis, noi dăm peste Toyota, peste Rolls-Royce. Nu știu cum o să ne descurcăm, e fabrica noastră, le luăm înapoi, le reparăm, le dăm altele noi, habar n-am. Cu cât garanția e mai mare, cu atât este mai mare siguranța individului să-și cumpere o Tesla. Site fără greșeli. Dragilor, site-urile cu greșeli omoară încredere. Și când zic greșeli, mă refer numai la cuvinte lipsă, mă refer la, nu știu, până și la cel mai simplu, iau produsele, mă uit la ele și după aia vreau să mi le pun în ordinea descrescătoare a prețului. Și dau degeaba de butonul ăla, că ele sunt așa 26 de lei, 25 de lei, 24 de lei, 31 de lei, 75 de lei, 23 de lei, 29 de lei. În momentul în care eu văd că site-ul nu îmi pune produsele în ordinea cerută, am o mare îndoială, pentru că este așa, dacă el n-a fost în stare să-și aranjeze site-ul, înseamnă că nu este foarte atent cu business-ul lui, respectiv nici cu clienții. Datele de contact. Oameni buni, în afară de faptul că legea prevede să aveți datele de contact pe site, în afară de faptul că există amendă mare de la protecția consumatorului dacă nu există la voi pe site, adresa sediului social, cod fiscal, registrul comerțului, date de contact telefon, odată că e legal, în al doilea rând, oamenii când văd că nu găsesc datele astea despre voi, primul gând este țeapă. De ce nu le au foarte multe companii? Eu știu foarte bine că sunt bătrân în consultanță. Foarte multe companii, mai ales în vânzarea online, le place să se bată cu pumnul în piept cu ce vânzări enorme fac ei. Dar ca să nu se poată uita nimeni cumva pe la registrul comerțului, care e realitatea vânzărilor lor, nu-și mai trec codul fiscal sau registrul comerțului pe nicăieri. Dragilor, încredere, vânzare. Undeva trebuie să rup cercul. Mizează pe încredere, clientul uneori nici nu verifică, dar vede că le are acolo, are încredere în tine, cumpără mai mult. Dragilor, poze cu oameni reali din firmă ajută extraordinar de tare. Nu vrei să pui cu poze reali, poze cu oameni reali, pune poze cu oameni zâmbitori. Uitați-vă la fața asta, la fata de pe Blitz, ce zâmbet are pe față când intri pe site. Poze cu ochii oamenilor, uitându-se la privitor, la vizitatorul site-ului. Uitați-vă cum se uită fata asta fix în ochii noștri. Puneți poze corelate cu social media, pentru că îl mănâncă spinarea în ziua de astăzi. Pe generația mea, pe boomer nu, dar pe millennial, uite așa se uită intră pe site, îl vede pe Cosmin,
Își notează cum îl cheamă și pe aia se duce și îl caută pe Facebook, se duce și îl caută pe LinkedIn, se duce și îl caută peste tot pe unde poate găsi el informații înainte să-i dea banii pe carte. Puneți testimoniale reale. Nu mai sunt vremurile alea de mult când ne învățau toți că pune domne testimoniale acolo, erau acelești tehnici de acum 15-20 de ani cu site-urile alea, cu landing page-urile unde inventau ăla 6-7 testimoniale. Mame, în ziua de astăzi, dacă ai scris numele, prenumele și firma unde lucrează, omul se va duce și va intra pe Facebook să vadă dacă persoana aia există. Eu am puse pe site peste 1000 de testimoniale, dar sunt toate cu numele, prenumele și funcția și locul de muncă al persoanei respective, pentru că oamenii intră și verifică. Ia să vedem noi dacă persoana asta chiar există. Și încă un truc care dă foarte bine la nivel de siguranță, când comenzile sunt mai mari, mai complicate, dați telefoane de confirmare. Atât de tare în ziua de astăzi, cam toate firmele de vânzare online se feresc să vorbească face-to-face cu clientul, încât în momentul în care primesc telefoane de la client, li se pare că ăla e cel mai sigur și cel mai bun site. Pentru că ei știu ce pățesc de obicei, că e invers, dacă încearcă ei să sune, se pot să stea online câte o jumătate de oră, o oră. De la tine, fă exact pe dos. Sună-l tu de când a plasat comanda. Bun. Ce urmează? Ca voi să luați ceea ce am discutat până acum, să vedeți ce și cum puteți folosi în afacerea voastră. Luați cele 7 trucuri, luați tabelul ăla, spre exemplu, luați tabelul, vă uitați la cuvintele alea, vă uitați la descrierea firmei, să zicem, dacă o aveți pe site. Bă, cum pot eu adăuga în descrierea firmei mele cuvinte de aici? Cuvinte legate de încredere și de câștig. Cum fac să-mi redescriu firma, echipa, persoanele, adăugând cuvinte magnetice din acest tabel. O să găsiți tabelul ăsta la Cosmin. După care iei fiecare produs și vezi cum poți să-i adaugi aceste cuvinte. Indiferent cât la nivel rațional clientul spune că nu îl afectează, îl afectează, creierul lui le vede la nivel subconștient, subliminal. În încheiere, am să vă spun un mare secret al vânzărilor, atât față în față și online, un secret care pe mine m-a ajutat în cei 30 de ani, un secret pe care îl învăț, îl spun tuturor clienților care lucrez și care ajung să realizeze niște lucruri importante. Apropo de asta, dacă vă uitați pe site-ul, unul dintre citate, Bogdan ne-a ajutat să creștem de la 200 de vânzători, de la 200 de clienți, la 3000 de clienți, că găsiți citatul, găsiți persoana și puteți să-l contactați, să-l întrebați. Ei, cum l-am ajutat pe el? Secretul este următorul, dragilor. Progres, nu perfecțiune. De cele mai multe ori, când vrem să ne dezvoltăm business-ul, și asta sunt primii 5, 6, 7 ani din cariera mea de afaceri, am pierdut în greșeala asta și bănesc că poate. Cred că este posibil să vi se întâmple și vouă același lucru. Căutăm niște soluții magice. Nu există soluții magice, nu există soluții perfecte. Mi-au trebuit ani de zile să descoper că, de fapt, cele mai bune lucruri pe care le-am făcut, cele mai bune business-uri care mi-au mers cel mai bine, au funcționat după principiul progres, nu perfecțiune. Și anume, în fiecare zi de la Dumnezeu, dacă aș fi în locul vostru, mi-aș lua site-ul și aș îmbunătăți câte ceva la el. Aș lua cele două tabele, aș lua tot know-how-ul care o să-l mai auziți astăzi de la ceilalți vorbitori, felicitări Cosmin, foarte bun vorbitori ai în panel azi, Mulțumesc. și aș îmbunătăți în fiecare zi 5, 6, 7, 10 lucruri la site. Dacă am 1000 de produse de vândut pe site, aș lua pe 50 pe zi și le-aș îmbunătăți unul câte unul. Nu o să am site-ul perfect, dar fiecare îmbunătățire pe care o aduci site-ului tău, produsului tău, modului cum interacționezi cu clienții, te face din ce în ce mai bun. Și dacă faci lucrul ăsta, progres, nu perfecțiune, progres în fiecare zi, într-o zi când întorci capul peste umărul tău, îi se spui Dumnezeule, când am urcat un munte atât de mare? Când am ajuns eu să îmi cumpăr mașini de care n-am nevoie?
de unde nu aveam bani de chirie sau nu aveam bani să-mi cumpăr un soft mai bun pentru magazin online. Și cu asta vă mulțumesc. Mulțumim și noi, Bogdan. Bun, dragilor. Și dacă vrei mai multe informații despre e-commerce, despre marketing online, strategii care funcționează pentru business-ul tău, cum să faci reclame pe Facebook, cum să trimiți newslettere, cum să faci strategia de promovare pentru produsele pe care vinzi, pentru serviciile pe care le vinzi, îți recomand să comanzi chiar acum cartea E-commerce No Bullshit, pentru că primești tot ce ai nevoie pentru a vinde online. În continuare, poți să urmărești alte materiale, alte videouri pe care noi le-am făcut aici și să începi să aplici informațiile găsite aici. Nu uita să te abonezi la canalul nostru pentru a afla primul informațiile pe care le-am pregătit pentru tine. Te salut și ne vedem în noi materiale video.